prins de august. Am coborât din autobuz, nu înțelegeam dacă să pupăm pământul, să fugim la Gina, teleșpan să învii. Bine ați venit, Sipătă. Ce ai pățit la genunchi? Am căzut un pic când am dansat în ploaie. Este semn bun. Da. Te măriți? Căzut. Nu! Succes, nu vrei? Cumpă. Nu vreau să mă mărit, dar... Hai să te măriți săptămâna viitoare acasă, te rog eu frumos. Ce tricou frumos ai, ce bluză frumoasă ai. Vai, aș uita acea operă de artă fashionistică pe mine. Dar știi că imunitatea este câștigată doar pe prima echipă care ajunge aici la mine. Noi acâta suntem. Iar are această informație o aflați mai târziu. Hai, ajută-o pe mama ta. Au! Ușor, 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 ușor. Am ajutat-o pe mama mea. Aia e, asta a fost. Încă o seară trebuie să ne milogim, ne căutăm cazare. Dar să spuneți unde plecați? Unde plecați? Păi n-ai zis nu știu, că... nu plecăm de aici. Ai zis că să mergem. În seara să aveți orbina hotă pentru că ați câștigat imunitate! Mamă, deci pentru mine a fost super eliberator, pentru că aveam nevoie de asta. M-am bucurat când am auzit că am câștigat imunitatea, dar următorul gând a fost aici, așa că ce ne urau pe noi până acum, ce o să ne urască și de acum încolo. Nu o să ajungem. De-am rucsac tău mie. Autobuzul ne-a lăsat într-o stație de unde aveam două alegeri de făcut. Ori să mergem pe jos sau să alergăm, ori să găsim o mașină. Nu știu să alerg, nu pot, nu suport, nu mai vreau alergătură, urăsc să alerg. Să vedem eu asta. Paul e departe. Nu pot să alerg până la el. We have to see the red flag, the lighthouse. Nu cred așa ceva. Vino aici. Nu cred așa ceva. Take me to the lighthouse with you, please. Nu mai gata, am pierdut-o și pe asta. Yeah, there it is. Yes. Nu mai pot să respir. Jojo și Paul erau la 50-100 de metri în fața noastră. Jojo și ea, alergătoare profesionistă, ca și mine. Hai că-l văd, Cătălina, îl văd. Îl văd. Nu mai pot, Paul, să alerg. Ce vrei să fac? Nu mai pot. Bine. Ce vrei să fac, zi-mi? Nimica. Am făcut tot, nu mai pot să alerg. Ok. Here is perfect. Perfect. Nu cred că se întâmplă asta. Urăsc momentul ăsta. Please, guys, please take us to the lighthouse, please. To the lighthouse race. TV show, please. Da? Thank you so much, guys. I-a luat cu mașina, i-a luat cu mașina. Nu cred. Cât poți, cum poți? Nu fac cu tot, red flag, red flag. Dă-te din fața mașinii. Atinge-l! Red flag! Here. Cobor. I love you, Zanus! Ușor să ne urmăm, chiar dacă suntem bine ați venit, încă ne fericiți! Hai! Bine ați venit, dragii mei! Iarăși m-a lăsat respirația ca atunci pe Sighiria Rock. Nu mai puteam să respir. Gata, ai ajuns. Stai jos. Stai jos și bea o gură de apă. Gata, evitam, ai ajuns, bravo. Ruby, ești bine? Robert? Suntem plan. Vă felicit pentru că ați ajuns până aici. Însă trebuie să vă spun că trebuie... să ne găsim cazare. Exact! Și voi, dragii mei, trebuie să vă căutați cazare. Din momentul în care a spus că trebuie să ne căutăm cazare, pentru mine a fost destul de clar că nu am luat imunitatea. Nu am luat-o nici de data asta. Am luat-o nici de data asta și iar suntem frustrați. Nu mai pot, nu știu, vreau locul 1 într-una. Vreau locul 1, vreau să văd locul 1 într-una. Vreau să văd și eu. Într-una din zile vreau și eu locul 1. Suntem extrem de dezamăgiți și nu este în regulă să se petreacă lucrurile așa.
Hai să mergem. Pentru hai că acum am realizat în sfârșit că care echipe din acest concurs joacă corect și ce echipe nu joacă tocmai corect. Și nu mi se pare în regulă, pentru că noi toți ceilalți luptăm cu tot ce avem noi. Dar luptăm corect. Dar să obții imunitatea așa și să obții locul 3 și alte locuri în acest concurs în felul ăsta, nu mi se pare în regulă. Vorbesc serios. Oamenii sunt cruitori. Adică eu asta a fost concluzia mea, că ei au făcut sigur chestia asta în trecut și se pricep foarte bine la chestia asta.